Construiește mai bine poduri în loc de ziduri. Femeia e ca un foc din care trebuie să iei numai câte puțin. Nu judeca oamenii după aparențe, ci după caracterul lor. Cine se teme să nu cadă, nu va ajunge niciodată sus. Învață să dansezi în ploaie în loc să aștepți soarele. Cei generoși pot uita că au dat, dar cei recunoscători nu pot uita niciodată că au primit. Dacă cineva te trădează odată, este vina lui. Dacă te trădează de două ori, este vina ta. Nu poți aduna apă curată într-un pahar murdar. Fericirea este o alegere, nu un rezultat. Învață din trecut, trăiește în prezent, speră pentru viitor. Cunoașterea este putere, dar înțelepciunea este libertatea. Când închizi o ușă, deschizi o fereastră spre oportunități noi. Nu plânge pentru că s-a sfârșit, zâmbește pentru că s-a întâmplat. Nu uita de unde ai plecat, dar nu te lăsa blocat de trecut. Cel care nu greșește niciodată nu încearcă niciodată ceva nou. Minte deschisă, inimă deschisă, uși deschise. Nimic din ce ești sau faci nu este prea mic pentru a avea importanță. Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului. Dacă iubești ceea ce faci, vei avea succes. Secretul succesului este să cazi de 7 ori și te ridici de 8. Cine aduce o roabă de pământ cu timpul poate ridica un munte. Înțeleptul nu spune ce știe, iar prostul nu știe ce spune. Decât să te superi pe întuneric, mai bine aprinde o lumânare. Dacă aprinzi un felinar pentru cineva, acesta va lumina și calea ta. Nu te uita unde ai căzut, ci unde ai alunecat. Cine se uită la ceasul de aur, nu vede timpul pierdut. Vom regreta mai mult lucrurile pe care nu le-am făcut decât pe cele pe care le-am făcut. Omul înțelept vorbește pentru că are ceva de spus, prostul vorbește pentru că trebuie să spună ceva. Dragostea intră în sufletul bărbatului prin ochi și în sufletul femeii prin urechi. Înțelepciunea la soț și răbdarea la soție e ceea ce asigură liniște într-o căsnicie. Așa cum îți astup un ochi pentru a vedea mai bine, închide un ochi pentru a înțelege mai bine. Când faci un bine, uită imediat. Când ți se face un bine, nu uita niciodată. A te schimba și a te schimba în bine sunt două lucruri total diferite. Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Ele trebuie simțite în inimă. După o vârstă, sexul ar trebui să fie văzut ca un miracol. Adevărata fericire nu se găsește în a face lucrurile care îți place să le faci, ci în a-ți plăcea lucrurile pe care trebuie să le faci. Învață din experiența ta și a altora, pentru că fiecare zi este o șansă de învățare. Nu te teme de greșeli, ele sunt doar lecții în călătoria ta spre succes. Fii recunoscător pentru ceea ce ai acum, dar nu renunța la visele tale. Nu lăsa trecutul să-ți controleze viitorul,
folosește-le ca o treaptă spre următoarea ta reușită. Adevărata bogăție este să ai timpul și libertatea de a face ceea ce iubești. Cel care zâmbește în loc să se supere va fi întotdeauna mai puternic. Plângete mai puțin, respiră mai mult, vorbește mai puțin, spune mai multe, urăște mai puțin, iubește mai mult și toate lucrurile bune sunt ale tale. Caută să dormi o noapte ca să găsești soluția, decât să nu dormi din cauza celor ce ai făcut. Viitorul este ceva pe care cei mai mulți îl iubesc abia după ce a devenit trecut. Nu te lăsa prins în trecut, lasă-l să-și facă locul, dar continuă să construiești viitorul. Când un leu aleargă, nu se uită înapoi pentru că este frică, mai degrabă încearcă să vadă distanța pe care a parcurs-o. Caută să dormi o noapte ca să găsești soluția, decât să nu dormi din cauza celor ce ai făcut. Viitorul este ceva pe care cei mai mulți îl iubesc abia după ce a devenit trecut. Cel care cunoaște limitele cunoașterii sale este cu adevărat înțelept. Sănătatea este adevărata bogăție, iar pacea interioară este adevărata fericire. Răbdarea este o virtute, iar cel care a învățat să aștepte poate obține tot ce își dorește. Nu poți controla tot ceea ce ți se întâmplă, dar poți controla reacția ta față de ceea ce ți se întâmplă. Învață din experiența altora, pentru că viața ta nu este suficient de lungă pentru a face toate greșelile singur. Bărbații știu că punctul G la o femeie este creierul, doar cei fără experiență îl caută între picioare. Nu vom fi judecați după ce am putut face, ci după ceea ce am făcut. Indiferent cât de departe ai mers în direcția greșită, cu siguranță trebuie să te întorci și să mergi în direcția corectă. Mulțumim pentru vizionare! Apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.